La Clăraș avem niște noutăți. Aici sunt cu domnul director Marcel Nuțu. Domnul director Marcel Nuțu este noul director general al Societății de Apă și Canal Ecoapă. Este un operator, să numim noi, regional. Operează și în Ialomița și în Călăraș. A preluat mandatul în urmă cu o săptămână. Este certificat de către Consiliul de Administrație și o să vină cu informații ce se întâmplă la societatea Ecoapă Călăraș. Iar în dreapta mea e domnul Eduard Grama, care a fost invitat pentru a vă aduce la cunoștință o situație inedită din județul Călăraș. N-ați mai văzut așa ceva, suntem ca în filmele alea cu mai nepregătiți. Da? Și cred că aș da cuvântul domnului Marcel Nuțu ca să vă spună câteva cuvinte și la final o să vă dau și răspuns la întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Domnule Marcel Nuțu, vă prezentați mandatul preluat de dumneavoastră la Ecoapă, S.A. Călăraș. Aș începe prin a vă spune că sunt vechi la această unitate, vechi, cu multă experiență, să zic așa, și cunosc realitatea de acolo și v-aș face o mică prezentare cu privire la investițiile care s-au derulat pentru obiectul acesta de activitate, de furnizare apă și preluare de apă uzată și prelucrare de apă uzată. Deci, suntem la al treilea proiect de investiții major. Primul proiect de investiții s-a derulat pe Santit și a fost în jur de 7 milioane de euro și a început cu 2004. Pe urmă a fost pe postul de mediu cu 100 de milioane de euro și acum suntem în faza finală de semnare contract de 265 de milioane de euro, care se adresează la 90 de localități, 80 de localități din județul Călăraș și 10 din județul Ialomița. Pe OAT-uri sunt în jur de 25-26 de OAT-uri din județul Călăraș. Subliniez acest lucru ca să se realizeze faptul că oferim o alternativă vis-a-vis de accesul la servicii civilizate în toate localitățile din județul Călăraș. Nu vă spun faptul că am întâmpinat foarte multe greutăți pentru aducerea la maturitatea proiectului din diverse motive, și a consultanței, și a faptului că multe OAT-uri s-au retras, altele s-au răzgândit și au venit în a trebuit să le facem documentațiile. Consultanța a făcut foarte multe ridicări de topuri și a fost o muncă foarte, foarte la sute de kilometri de rețele de apă, adică muncă multă și zic eu că se schimbă nivelul de trai în județ. Acum nu vă spun faptul că sunt și dificultăți. Știm cu toții că traversăm o perioadă foarte grea vis-a-vis de criza energetică. Noi eram într-un contract de furnizare, de achiziție de energie undeva la 218 tonon pe megawatt și acum suntem pe bursă la 1200. Avem foarte, foarte multe greutăți și încercăm să identificăm soluții de rezolvare a problemelor, așa încât să găsim un optim cât să mergem mai departe. Cred că, datorită faptului că ne știm de mult, beneficiez de un pic de încredere din partea dumneavoastră, încât să mă credeți că sunt solidar cu comunitatea din care fac parte. Dar trebuie să conștientizeze toată lumea că este o perioadă foarte, foarte grea. Și trebuie să identificăm soluții nu de unii singuri, ca să zic așa, la comun. Avem și probleme de facturare, mai trec pe stânga, pe dreapta, mulți evită, nu
consumurile. Două lucruri, dacă lămuriți. Semnarea contractului de finanțare pentru viitorul program care urmează să-l implementați pe IM și dacă se scumpește, datorită scumpirilor la IMC, dacă se scumpește la CFC. Deci, vis-a-vis la prima problemă ridicată de domnul președinte, vă pot spune că proiectul este maturat, adică pe partea de soluție tehnică așteptăm ultima ședință cu Jaspersul, consultanța Uniunii Europene, joia viitoare. Pe partea de mediu s-a făcut notificarea tot la Jaspers, urmând ca să facem corectură la autorizația de mediu, pentru că am mai apărut schimbări pe natura 2000, au fost 12 siguri. Și după aceea trebuie revenit un pic pe analiza cost-beneficiu, pentru că sunt bulversate toate costurile, toate materialele, toate. Și vă dați seama, dacă dăm drumul pe o analiză cost-beneficiu fără o fundamentare corectă, nu vin la licitație. Și după aceea trebuie să trecem pe aprobare pe OAT-ului, pe Consiliul Local și Consiliul Județean, ca să ne dea avizul final. Eu estimez că suntem pe final, ca să zic așa. Așteptăm ca toată lumea să finalizăm, că ne-am muncit de foarte mult timp la acest proiect, știți? În ceea ce privește a doua parte a problemei ridicate de dumneavoastră, acum suntem în faza de evaluare a impactului cu energie electrică, suntem pe bursă să vedem cum achiziționăm pentru anul viitor energia, că noi ne-a expirat contractul cu energia în luna august și n-am avut curajul să fac un contract cu un an de zile. Am luat la 583 de RON pe megawatt, crezând că e o imprudență. Acum suntem la 1200, știți? Și nici nu există o anumită creștere în predictivitate. Și facem calcule de așa natură, încât să vedem unde o să fim. Noi sperăm să ținem pasul, să vedem ce soluții găsim. Cum mi-a zis și dumneavoastră, mai sunt și alte instrumente de redresare, ca să zic așa. Cum discutam cu dumneavoastră și ziceați dumneavoastră de panourile fotovoltaice, ca să majorarea de capital, sunt soluții. Acum, ce să vă zic? Sper că pe cât posibil să ținem pasul să nu majorăm. Să garantăm cetățenii că chiar dacă se întâmplă majorare, nu vom modifica prețul la. Adică în situația prin care trece Sătărășenii, vom face tot ce înseamnă posibil să menținem prețul la apă, indiferent dacă s-a majorat prețul la energie electrică și la, să spunem, salariul minim pe economie și multe care vor afecta. Să primeze alte soluții. Da. Cel mai simplu este să fie cu majorarea de tarif. E cel mai simplu.